În comentarii la clipul cum a început totul istoria gamingului, am primit ceva foarte interesant. De la un abonat care mă urmărește de foarte mult timp și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc enorm și că aștept din partea lui cât mai multe comentarii și cât mai multe remarci, deoarece în perioada clanul îmi dădea foarte multe comentarii în care îmi spunea ce greșesc și ce nu. Astăzi vom discuta despre ceva foarte interesant. El în comentarii mi-a spus să reacționez la trailerul Tătuțu. Nu am făcut acest lucru pentru că o reacție la un trailer de câteva secunde slash minute ar fi foarte scurt videoclipul și vouă nu v oferi niciun content și niciun conținut. Așa că am așteptat să se afișeze cât mai multe informații despre acest serial. Și astăzi, pentru prima dată pe acest canal, discutăm despre tătuțul. și-a pierdut încrederea în poliție, iar ori... Trailerul în sine începe cu poliția română luată din nou la mișto, exact ca și în clanul, pentru că, domne, orice acțiune este doar o gaură la buget și ei nu-și fac treaba. Ce acțiune de gen pare doar o gaură inutilă la buget. Înainte să mai discutăm despre trailer, haideți să dezbatem în context ce este în acest serial. Păi, avem în primul rând întoarcerea acum 20 de ani. 20 de ani înainte de clanul când Bebe Măcelaru, adică Bebe Udrea, era doar un, nu știu cum să-i spunem, un băiat în mafie. El nu era capul mafiei, atunci capul mafiei, conform tot ce găsim pe internet, era unul numit Faraonul. Fun fact, Faraonul este interpretat de Valentin Teodosiu, un actor legendar pentru români. Bănuiesc că știți cine este, nu trebuie să explic eu în acest video. Liderul mafiei și anume Faraonul, spus pe vorecle, exact cum am zis și adineuri, este capul mafiei, exact cum a fost și în clanul Neabebe Mhelaru, cum îi spuneam noi în rezumatele noastre. Bun, ideea este că Neabebe este doar un om în acest clan și Costoiu încă nu este comisar neapărat, dar în începutul acestui serial ni se va prezenta, vom vedea imaginile imediat, faptul că comisarul Costoiu își face prima lui brigadă anticrimă organizată împăratul! Bineînțeles că în trailer ni se arată, exact ca și în clanul, acele aclamări uriașe în lumea interlopă să trăiască împăratul. Bineînțeles că unii ar spune că împăratul este neabebe, dar nu, nu este neabebe. Aceste urări de bucurie să trăiască împăratul sunt pentru acest individ numit Faraonul. În clanul, pentru că aici ne întoarcem puțin și la clanul, ni s-a povestit în perioada cu Neabebe și Costoiu faptul că din cauza lui Costoiu Neabebe a ajuns liderul mafiei. Haideți să dezbatem puțin ce știm despre asta. În perioada acestui faraon, care în clanul nu este menționat, dar se pare că aflăm mai multe acum, este menționat doar ca fostul lider, nu și pore clan sine, în perioada aceasta, Costoiu a primit un pont de la Neabebe Măcelaru, adică Neabebe Udrea. Primind acest pont de la Neabebe, Ăsta Costoiu își face brigada, se duce și îl arestează pe faraonul. Așa îl face pe Neabebe Măcelaru, liderul clanului, pentru că nu mai avea cine și el devine liderul. Și veți vedea pe parcursul acestui trailer și momentul când Neabebe este ales ca lider după ce faraonul este arestat. Be Udrea, el nu stă Ok? Costoiu tocmai spune în trailer cei doi capi interplopi, adică Bebe Udrea și Nelu stavesitu, Sincer, chiar nu înțeleg exact numele din trailer. Nelu Stavesitu. Puteți să-mi spuneți voi în comentarii dacă ați înțeles exact numele. Eu nu l-am înțeles, sincer să fiu. Avem în trailer Costoiu care deja spune numele lor și se pregătesc de a deschide dosarele. Haideți să vedem în continuare trailerul și dezbatem la final ce se va întâmpla. Ok, Sergiu urlă <fie> foarte tare în acest trailer pentru că pățește ceva. Tu e un prăduitor pe lângă tine. Fiți pe fază că aici vine primul paradox al acestui serial. Faptul că Neabebe a vrut să-l detroneze pe acest faraon, răul se face cu grijă. Răul se face cu grijă. Ceea ce s-a întâmplat și cu Neabebe ulterior cu Pelicanul. Adică Neabebe a cam fost o cârtiță în acest clan al faraonului, dar nu o cârtiță a poliției cât mai mult ce a văzut propriul interes. Și el îl acuza pe Pelican ulterior că va l-a trădat. Hm. Ce se dă? nu se mai a. Fratele nostru Ciomag, omul care B a schimbat istoria clanului și l-a omorât Vera, dar omul care a schimbat istoria clanului este prezent în acest serial. Ok, am tras concluzii mult prea repede. Nelu Stavrositu sunt și am să-ți dau niște bani. Nelu Stavrositu ăsta apare că are să dea niște bani, iar Bebe dă o dedicație pentru Titi Faraonu. Aici avem prima chestie, Strav... Nu pot să pronunț numele, mă, băi, pe bune, nu pot să pronunț numele lui ăsta. Nelu ăsta este unul și același aparent? Nu. Dar dacă Nelu ăsta spune că, domne, am să-ți dau niște bani, Cui spune acest lucru? Din trailer nu se deduce exact Ce se vede în imagine este foarte ușor De interpretat și nu are rost Dar vorbim la final, după ce terminăm trailerul Vorbim despre tot ce va fi În acest serial Matei, Olga, Alice Ni se prezintă prima brigadă Alunea Costoiu Și anume prima brigadă De crimă organizată Blană bombă Chiar sunt curios cum Și unde sunt acești primă brigadă. Ok, au trecut 20 de ani de atunci, dar dacă stăm să calculăm așa o medie de vârstă, să spunem că au 20-25 de ani acești oameni, ulterior peste 20 de ani o să aibă cam 45, adică -au, au ieșit la pensie imediat. Ce se întâmplă cu ei, de fapt? Ca spalm al vreți pe stavrosetul, ca ca îl vreți pe băcelarul. Exact cum v-am zis, imaginile de alegere după ce faraonul a fost oromorât ori arestat, acest detaliu nu-l știm și nici măcar în clanul nu ni s-a spus. Nu face. O mai știți pe Maria? Respectiv mama Verei? E, uite că și ea apare în trailer. Tot trailerul care este bine, rău, de tot făcut. ni l arată și pe pelicanul care îi spune șefului pe atunci, adică lui faraonul ăsta. Șeful ne-a călcat seară bebe Udrea. Deci ne bebe are o organizație separată. El este în altă parte unde vrea să-l detroneze pe acest faraon. Hm. Ai pornit Război mare cu pelicane. Și din nou Nea Bebe are un conflict cu pelicanul pentru că pelicanul este din partea cealaltă, nu este din partea lui Nea Bebe. Wow, ok, bun. Hai să discutăm liber și vă invit și pe voi în comentarii să vă spuneți părerea, ce credeți despre ce se va întâmpla aici. O să o luăm cronologic. În clanul am avut doi frații, Tudor și Pavel, adică David. Tudor avea undeva la 25 de ani, David mai mic cu vreo 2 ani, undeva la 23. În trailer ni s-a arătat și imagine când Tantii Bluminița, respectiv Carmen Tănase, spune că n-am să-ți mai dau drumul niciodată din viață, în brațe. Deci asta înseamnă că unul din copii s-a născut. Dacă suntem cu 20 de ani în urmă, o să mergem pe permiza 22-23 de ani și este vorba de David. Nu despre Tudor, care probabil este născut deja. Acum vine și conceptul Vera. Ce se întâmplă cu Vera? Păi, tocmai a apărut mama lui Vera ulterior, care probabil era însărcinată pentru că Nebebe i-a spus să nu-ți facă rău. Deci, o avem și pe mama lui Vera, deci se naște și Vera. Deci, legând puțin așa toate alțele, am greșit spunând de David, este Tudor. Tudor se naște, respectiv Vera se naște, pentru că ei sunt de vârstă asemănătoare. Acum, Ciomag apare și el și are o remarcă de genul ce se dă nu se mai ia. Deci, înseamnă că este posibil pe acest serial să ne întindem probabil pe un sezon, două, trei, nu știu, dar ne vom întinde pe un procentaj mare de ani. Pentru că cu siguranță Angel Damian ne va arata și când Ciomag l-a răpit, răpit pe David și când Vera a ajuns pe străzi pentru că ar fi ciudat să se învârtă doar în jurul Nea Bebe. Adică, totuși, ok, serialul Tătuțu. Ok, vorbim despre povestea lui Nea Bebe, dar totuși, din viața lui face parte și Vera. Alte chestii de subliniat foarte importante. Laurențiu, tatăl lui Tudor și a lui David, apare și în trailer, apare și într-un alt trailer pe care l-am văzut pe TikTok, însă nu îl găsesc pe internet să-l pun în video aici. Trebuie să-l iau de pe TikTok și se va vedea ca naiba, așa că nu o să pun acea imagine. Apare și la Laurențiu. După ce s-a filmat la groapa, probabil actorul a zis, bă, bine, hai că filmăm și aici. Costoiu. Însă, într-un zvon pe internet pe care l-am căutat și să spunem că este semi-confirmat, pentru editarea acestor videoclipuri și acestor episoade se va folosi un AI care le va întineri puțin fața pentru a părea mult mai real. Cât despre serial în sine, băi, cei de la Voio au anunțat faptul că serialul va fi disponibil din octombrie pe Voio. Într-un TikTok al lui Codim Maticiuc, care apare în filmat și el de ciulică, trăia pe atunci, o să fie interesant asta, mi se părea că Parcă era cam tânăr că să trăiască în perioada aia, dar ok. Într-un TikTok al lui Maticiu a spus că din toamnă va fi pe Voio și din 2025 va fi și la Media Pro, respectiv Pro TV. Eu vă spun sincer că fiecare episod va fi discutat și povestit cap coadă pe acest canal, așa că apăsați butonul de subscribe, dați clopoțel acolo tot ce e nevoie, că nu veți pierde niciun episod din tătuțul cât timp eu voi încerca să fac rezumatele astea. Alte chestii de adăugat, nu știu ce să mai spun decât că în clanul ni s-a dus, să spunem, ni s-a adus aminte de foarte multe momente din viața lui Tătuțu, dar de când a devenit Tătuțu, respectiv liderul mafiot. Înainte de a fi Tătuțu, nu prea știm mare lucru decât că el și Costoiu au o rivalitate de peste 20 de ani și faptul că Neabebe l-a trădat sau l-a înjunghiat pe la spate, între ghilimele, să spunem între ghilimele, pentru că nu știm nici acest detaliu, pe fostul lider. Aici în trailer ni se spune că este faraonul, acest fost lider, și Costoiu își face prima lui brigată de combatere crimă organizată. Cam asta am avut de spus în acest moment despre acest serial. Cum apar update-uri sau aveți voi update-uri? Lăsați-mi-le în comentarii și analizez, dezbatem, facem un videoclip nou pentru chestia asta. Voi sunteți oamenii care m-ați ridicat și pentru voi facem aceste videoclipuri și pentru voi fac aceste comentarii. Abonați-vă, dați un like, clanul s-a terminat, urmează tătuțul fiecare episod.